Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, no, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează pe mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost, cum fac să fac 50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi? În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegani și vegetariani. Copiii la naștere, imediat după naștere, au nevoie de aceste trei necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe și trimiteți-i pe toți în pușcărie odată, într-un concert. Sunt Conan Drăgoșan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună, sunt Cornel Dărvășan. În această seară avem mai puține știri decât de obicei, dar avem o știre foarte mare și foarte bună, pentru că împreună cu noi în direct se află domnul Robert Sorin-Negoiță, primarul sectorului 3. Bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, cu mare drag. Vă văd așa relaxat, liniștit, n-aveți stres de alegeri, de ce se va întâmpla duminică? Nu, sunt preocupat, sunt mobilizat, dar în același timp și relaxat. Dar nu o relaxare din aroganță, ci pur și simplu ce... Îmi imaginez că am făcut tot ce puteam să fac, chiar mi-am dat interesul, atât am putut. Am speranța că cetățenii apreciază într-o oarecare măsură munca pe care am făcut-o 8 ani de zile. Deci ați avut două mandate, sunteți în pragul celui de-al treilea mandat, dacă duminică oamenii vă vor alege din sectorul 3. Da, al treilea și ultimul, când n-am să mai candidez. Asta credeți că așa clară va fi? Da, deja se adună 12 ani în același loc, este deja mult și cred că avem nevoie de schimbare în viață, așa că după cel de-al treilea mandat o să mă gândesc. Da, mă rog, să trăim până atunci. Nu vă gândiți în toamnă să vă schimbați mandatul de la locale la generale, să înțeleg? Nu. N-am făcut niciodată chestiunea asta și consider un demers neserios. Adică să cer votul oamenilor pentru a face treabă, pentru a face niște proiecte, pentru a respecta niște angajamente, oamenii să-ți dea votul și tu după aia să pleci în altă parte, consider că ar fi un demers neserios și este nespecific mie. Am înțeles. Domnule Negoiță, vreau să facem așa un mic portret al dumneavoastră, că în general toți moderatorii vă bombardează cu realizări, cu chestii, cu probleme și așa mai departe. În seara asta vreau să vă simțiți liber și liniștit. Suntem la o emisiune care în general propune societății românești modele și faptul că sunteți edilul sectorului 3 înseamnă că sunteți un model pentru mulți oameni. Ați fost votat de foarte mulți bucureșteni. Vreau să vă întreb unde ați copilărit. În Muneciu, Prahova. Comuna e frumoasă, cu dealuri, cu... Da, dar este o zonă foarte frumoasă, de munte. Am avut o copilărie frumoasă într-o zonă de deal, foarte aproape de munte, împădurită, cu aer curat, cu multă vegetație. De asta și încercăm în sectorul 3 să reproducem oarecum pădurile de care am avut parte în copilărie. Și sunt convins că ați trecut prin sectorul 3 și ați văzut că este cel mai verde sector și una din cele mai verzi zone urbane din lume. S-au luat mulți după dumneavoastră, am văzut că au făcut progrese și în alte sectoare, au pus iarbă, au pus tot felul de... Doamne ajută, este lăudabil, mă bucur. Evident că din când în când mai dau câte o tură așa prin oraș
Și văd cu satisfacție că să sperăm că nu e doar acum pentru campanie electorală, ci să sperăm că este un demers care va continua și vom reuși să schimbăm în bine acest oraș, astfel încât să fim mândri atunci când ne vizitează cineva. Cred că asta, bun, în primul rând e o chestiune pentru noi. O facem pentru că vrem să avem un oraș frumos, că ne respectăm noi pe noi și ne dorim noi să trăim într-un oraș foarte frumos. Dar nu în ultimul rând, ne dorim să facem o impresie bună tuturor celor care vin să ne viziteze. Cum era elevul Robert Negoiță? Dificil. Dificil, pentru că și în școală, ca și acum la maturitate, și în copilărie și acum în maturitate, sunt o persoană hiperactivă. Ori combinată hiperactivitatea și cu un anumit nivel de inteligență, pentru că mă ducea mintea la tot felul de chestii pe care nu ți le imagina nimeni. Era o combinație destul de, cum să spun eu, de dificilă pentru cei care trebuiau să aibă grijă de mine, în speță profesorii, în speță părinții mei. Noi am fost patru la părinți și mama mea mă spune cu drag că cu ceilalți trei nu a pătimit atât cât a pătimit cu mine, fix din chestiunea asta, că eram inventiv și hiperactiv. Cum a fost școala, clasele primare, gimnaziale, după aceea ați plecat la oraș sau ați rămas în Măneciu? Școala a contat foarte mult de profesori. Adică aveam o profesoară de chimie pe care o respectam foarte mult și mi-am dat seama ulterior că, pentru că îndrăgeam pe doamna profesor, mi-a plăcut chimia și am învățat bine la chimie și acum îmi place mult chimia. La biologie am avut noroc de o doamnă profesor de asemenea foarte bun. Ați vrea toate aspiciile și chiar dacă medicină. Și chiar dacă matematica mi-a plăcut și în clasele primare, fiind în clasă cu fiul directorului adjunct, nu mi-au dat locul întâi, mi-au dat locul doi cu mențiunea că la matematică sunt locul întâi. Deci eram bun la matematică. Ulterior, doamna profesor de matematică nu era tocmai pe sufletul meu și am rămas totuși cu geometria, dar cu algebra, mai ales integralele, n-am înțeles niciodată de ce trebuie să învăț eu integrale. Serios. Deci la fizică, la chimie, am înțeles de ce trebuie să știu, la biologie, înțelegeam noi. Nu am înțeles niciodată de ce trebuie să știu, cu ce îmi folosește mie în viață să știu integralele de tipul 1, 2 sau mai știu și eu. Pe scaunul dumneavoastră de câteva seri a fost o doamnă care lucrează astăzi într-o mare companie și care s-a profilat pe matematică fizică și am întrebat-o aceeași întrebare. Dom'le, ați înțeles la ce v-au folosit integrale alea? Zice, nici eu n-am înțeles niciodată. Deci am putea să folosim acele ore. Eu nu zic că, ok, îți dezvoltă intelectul, te învață să gândești logic, foarte bine, dar oare n-am putea să facem o analiză, poate mai multă sociologie, poate mai multă psihologie? Sunt niște discipline care ne folosesc foarte mult. Dar în niște viață. Nutriție, cum ar fi? Da, și nutriție. Aș băga și cursuri de gătit în școală, ca să știe copiii. Tot în acea zonă, în acea zonă, da. Da. Da, oricum, îmi place că vă amintiți de profesorii care v-au influențat într-un anumit fel. Povestiți-mi primii bani serioși, cum i-ați făcut? Am avut o atracție pentru bani. Deci asta se întâmpla undeva pe la 14 ani. Când tatăl meu m-a învățat, avea drujbă și m-a învățat să tai lemne cu drujba. Și după ce am tăiat lemnele la mine în curte, m-au chemat vecinii. Și vecinii m-au auzim, chemat la... Că e și gălăgioasă. Și după aia mi-am cumpărat, că era mai ieftin, un retezat. Retezat era tot un fel de fierăstrău mecanic cu motor termic, dar românesc.
oarecum copia drujbei, care drujba era de proveniență rusească. Și mi-amintesc că am făcut mulți bani la 14 ani. Mă duceam în satele vecine, puneam drujba sau, după caz, retezatul, puneam la cârcă, luam un ghiozdan cu 2-3 lanțuri de rezervă, pile și benzină. Și fiind în Prahova, știți că pe timpul lui Ceaușescu era mare problemă cu benzina, dar în Prahova scoteau din groapă în zona Brazi, din cauza că aveau pierderi mari de la combinat. Țiței sau ce era? O combinație. Scoteau amestecătură. Noi ziceam gropanol, adică toată lumea zicea gropanol că era din groapă. Dar era un amestec de benzină cu motorină, cu ulei. E, pentru motoarele în doi timpi, care oricum trebuiau să aibă amestec de ulei, nu deranja faptul că mai avea și ceva motorină, dar abia făcea amestec. Făcea fum cam mult, cam străuntau câinii de la câinii vecinilor, dar noi ne făceam treaba. Îmi amintesc că cel mai mult am făcut 900 de lei într-o zi, în situația în care atunci un salariu mediu era de 1000 și ceva de lei. Wow! Am făcut 900 de lei într-o zi. Pe 900 de lei, în care probabil câteva zeci de lei era benzina și câteva zeci de lei mai erau piese de schimb sau știu și eu. Probabil că 800-700 de lei erau banii care rămâneau. Nu erau puțini și mi-amintesc că într-o seară i-am auzit pe e-mail că au probleme cu banii. M-am dus și am luat dintr-o ascunzătoare, era camera de la stradă unde inițial o proiectaseră să-i facă sobă, dar nu i-au mai făcut sobă. Și atunci coșul avea unde trebuia să se adune funingina. Eu cu mâna de copil puteam să bag mâna acolo și acolo mi-am ascuns banii. Am scos un fișic de 10.000 de lei din cele două fișicuri pe care le aveam. Din bani pe care îi aveam eu, cred că aveam undeva la 16 ani atunci, când aveam banii mei. Și săracii ce au zis când au văzut atâția bani? S-au bucurat. M-au întrebat, de ce nu știți că fac bani? Deci știau părinții mei că fac bani. Știu. Împreună cu fratele meu, deci asta ce spun eu, totul s-a întâmplat, cel mai bun prieten al meu a fost și rămâne pentru totdeauna fratele meu Ionuț Negăiță. E foarte frumoasă relația asta a voastră, o urmăresc de ceva vreme. În general, frații sunt ca rivali, așa, dar la voi n-am văzut niciodată chestia asta, inclusiv un hotel pe care l-aveți, sau hotelurile, lanțul hotelier, poartă numele vostru prescurtat. Inițialele noastre, inițialele da. Voastre. Da. Ce frumoasă declarație, cel mai bun prieten al meu și fratele meu. E foarte rară chestia asta. Este o relație bazată pe respect, îl respect foarte mult, este un om foarte capabil și foarte corect. Și relația asta durează și pentru că a fost bazată pe corectitudine. Eu am încredere în el, el are încredere în mine, în familie am învățat să te iau banii pe masă. Nu puteai să faci orice, n-aveai voie să minți, să furi. Nu există. Era păcatul de neiertat. Să nu minți și să nu furi. În rest, poți face greșeli. Că suntem oameni. Mai puțin cele două. Deci erau, repet, păcat de neiertat. Păcatele de neiertat. Știu că la un moment dat ați plecat și din țară. Pentru că era deschiderea de după Revoluție. Ați făcut bani și totuși n-ați ales să rămâneți în străinătate. V-ați întors în România. Ce ați făcut în străinătate și de ce v-ați întors în România? Am plecat prima dată în primăvara lui 91. Am plecat în Iugoslavia. Am făcut ceva bănuți acolo. Semnificativ pentru ce însemna la vremea aia 91 în România. Să ne amintim ce era în România în 91. Cred că un salariu era mai puțin de 50 de dolari. Am venit aici, mi-am cumpărat o mașină frumoasă. Banii s-au terminat repede. Și după aia am plecat și în armată. În 93 am plecat, a trebuit să plec iar, să facem ceva bani, în Franța. Unde am muncit și în Iugoslavia și în Franța, am muncit pe șantier. Și mă ajută foarte mult acum în activitate să știu viața de șantier. Adică știu de la să dau cu mistriați, știu de la zidărie, știu de la gresie, faianță, știu de la zugrăveală, știu de la glet, știu tot ce înseamnă deci, partea când de... când se anvelopează un bloc, cine trage de timp, cine muncește, cine pune bine... spuma, cum îi zice, polistirenul, cine pune bine toate cele necesare. Este esențial. Un bun manager trebuie să fi mâncat pâinea de jos,
ca să știe să relaționeze cu colegii pe care i-are. Altfel, este un manager prost. Eu am văzut o mulțime care consideră că... Haideți să vă spun o chestiune. România, deci unul din cele mai rele lucruri care s-au întâmplat în România, o să vă surprindă, din punctul meu de vedere, este filmul Dallas. Rele. Rele, foarte rele. De ce? Film Dallas, acel film a fost tolerat, sau mă rog, acceptat de către cenzura comunistă, pentru că au vrut să arate cât de nociv este capitalismul. Care a fost efectul filmului în România? Toată lumea și-a dorit capitalismul. Toată lumea își dorea să fie GR, toată lumea își dorea să facă... Se să conducă Mercedes sub pondra lui Bobby Ewing. Da, iată. În realitate, este un film care denaturează percepția despre o economie de piață și despre ce înseamnă capitalismul, dacă vrem să-l numim așa. În realitate, o economie de piață se bazează nu pe aranjamente, nu pe tot felul de giubușlucuri, sau mă rog, cum să le numim, că nu-i deloc academic termenul pe care l-am folosit. Se bazează pe muncă. Orice societate dezvoltată s-a dezvoltat pe muncă și pe muncă serioasă. În Statele Unite se muncește serios. În Germania se muncește serios. Am fost acolo, am analizat. În Japonia există cultul muncii. Astăzi în China și așa mai departe. Deci nicio societate nu se poate dezvolta din, știu și eu, din joacă sau din abordare neprincipială, ci din muncă serioasă, dintr-o strategie bună, perseverență, consecvență. De ce v-ați întors din Franța? Putea să fiți acolo un mic întreprinzător, putea să aveți business-ul dumneavoastră, putea să vă dezvoltați ca și alți români care au plecat acolo, ați ales să vă întoarceți. Da, momentul în care am decis să mă întorc acasă, evident, aici e, indiferent cât de bine ar fi undeva, acasă e tot aici. Am prieteni mulți care au rămas acolo, da, și care s-au dezvoltat și care și-au făcut societăți și care trăiesc foarte bine. Și pentru ei acasă tot România este și tot România va rămâne. Probabil copiii lor sau copiii copiilor lor vor fi francezi sau vor fi spanioli. Ok, pentru mine a fost decisiv când veneau din România și îmi spuneau, zice, bă, cum e acasă, cum e în țară? Zice, bă, imaginați-vă că salariile sunt de 10 ori mai mici decât aici, iar cele mai multe din produsele pe care noi le cumpărăm acolo sunt mai scumpe decât aici. Pentru mine asta a fost o revelație și mi-am dat seama că este momentul să mă întorc acasă, pentru că ce poate fi mai interesant decât să produci cu o forță de muncă ieftină și să vinzi scump. Adică, înțelegeți ce spun? Ceea ce am și făcut. Evident că lucrurile astea se întâmplau și din cauza unui sistem profund corupt, așa cum era el în anii 90. M-am întors în 95, undeva în toamnă. În 96 m-am angajat, în 97 mi-am deschis prima afacere și mi-am dat seama de ce sistem era în vremea CDR-ului. Deci era o corupție generalizată, era foarte greu de trăit în România, cu atât mai mult ca întreprinzător. Adică ce trebuia să faci să reziști? Era nenorocire. Pleca Sanepidul și venea OPC-ul. Pleca OPC-ul și venea Garda Financiară. Pleca Garda Financiară și venea Garda de Mediu. Toată lumea era pe șpagă. Pe șpagă, adică, bă, amendă, nu știu, vedem, îți dăm, nu-și dăm. Șpaga, e șpagă, cât șpagă. Poliția economică, deci era o nenorocire. Deci să ne ferească Dumnezeu să ne mai întoarcem de unde am plecat. Eu personal le-am făcut flagrant. Eu am organizat flagrant. Am fost la poliție, am cerut să vină un procuror, am scris pe bani mită și eu m-am dus și am dat banii pe care scriau mită.
Două doamne, s-a ceva cu... două inspectoare de la, da, au fost condamnate, am înțeles. Da, și cred că avem nevoie de instituții care să-și facă treaba în România. Avem nevoie de lupta anticorupție. Este inacceptabil. Nu vrem să ne întoarcem de unde am plecat. Nu vrem să mergem către est. Direcția noastră trebuie să fie către vest. Tindem către Germania, către Franța, către Statele Unite. Dar măcar un vaccin către... de la domnul Putin. De la? De la domnul Putin, un vaccin. Se zice că l-a oferit acum, gratis. Ok, trebuie văzut. Trebuie văzut. În general, tehnologia nu vine dinspre Rusia. Și nu o spun cu niciun fel de ranchiună sau... Am mult mai multă încredere în ce vine dinspre vest decât ce vine dinspre est. Apropo de vaccin, ați trecut printr-o perioadă mai specială. Ați avut virusul ăsta celebru. Da. Cum slavă cerului că am trecut cu bine peste acest... Cum a fost? Peste această perioadă. Am avut două zile, nu insuportabil, slavă cerului, repet, că nu am avut simptome grave. Am avut ceva dureri de cap, puțină febră, frisoane, dar chestiuni acceptabile. O stare de moleșeală, mulțumesc și acum, și am să o fac toată viața mea, mulțumesc medicilor de la Victor Babeș, care m-au pus pe picioare în câteva ore. N-ați fost internat? Ba da. Ați fost ba internat? Da, am fost internat de două ori. O dată o zi, aproape două, și o dată cinci zile, pentru că mi-au făcut antibiotic injectabil. Și atunci a trebuit să stau... N-ați avut nevoie de mască, de tratamentul. Oxigen? De... La un moment dat mi-au dat și masca, mi-au dat și nu mască de oxigen, Doamne ferește, nu, mi-au dat sursă de oxigen. Aparat de oxigen, dar nu mască. A fost bine, a trecut sunt cu bine. Sunt ok, sunt perfect sănătos, mă simt foarte bine, sunt în activitate deja de două săptămâni. Sunt... Mă simt refăcut total. Cum vedeți Doamne toată... ajută să nu... Cum vedeți toată degringolada asta mediatică cu sperietoarea asta numită COVID? Credeți că e exagerare? Credeți că este realitate? Credeți că autoritățile au gestionat bine problema asta? Am văzut că nu doar în România, în toată lumea sunt foarte mulți panicați. Se pare totuși că în anumite situații se fac forme urâte. Nu sunt specialist și n-aș vrea să mă pronunț, dar cred că dacă sunt de acord și n-am văzut niciun specialist care să ne spună că avem vreo șansă să scăpăm de el, adică noi, că ne place sau nu, va trebui să învățăm să trăim cu acest virus, în același timp, cred că trebuie să mai tragem puțin de timp astfel încât să învățăm mai bine să luptăm cu acest virus. Poate, Doamne ajută, să apară și vreun vaccin care să ne mai liniștească puțin. Cum ați candidat prima dată la primărie? La ce v-ați gândit? De ce ați candidat? Da, a fost un pariu, în primul rând, cu mine. Am vrut să îmi demonstrez mie că și în România se pot face lucruri semnificative. Și da, atunci când eram în Franța și mergeam pe străzile din Paris și vedeam aleile ordonate, copacul era copac, trotuarul era trotuar, parcarea parcare, carosabilul e carosabil. Adică vedeai o coerență, o noimă pe care o înțelegeai și o respectai. Ajuns în România de la graniță, intrai într-un haos. Și oamenii iar treceau prin altfel. Parcare, că strada pe unde trebuia să mergi era plină de gropi. Era, ok, știm bine ce era, ce era în România în anii 90. Doamne ajută, România a făcut progrese enorme în această perioadă și asta mai ales datorită apartenenței noastre la UE și NATO. Ca să știm despre ce discutăm. De acolo ne vine și bunăstarea, de acolo ne vine și securitatea și de acolo ne vine și... miezul, direcția, lupta împotriva corupției, în care eu cred. În necesitatea acestui demers de a lupta împotriva corupției. Am învățat cu toții la istorie, vorbeam de școală. Marile imperii
fără excepție, cu toate, au căzut din cauza corupției. Ok, noi ne dorim să ne dezvoltăm cu corupția. Nu se poate. Deci, repet, trebuie să fie obiectiv național, să rămână lupta împotriva corupției, obiectiv național. Se pare totuși că în ultima perioadă s-a mai slăbit așa puțin. Poate că e o părere doar personală și să spunem că adevărul nu este, realitatea nu e aceea pe care o percep eu acum. Ok, la întrebarea dumneavoastră. Și când mergeam la Paris și vedeam lucrurile astea, am zis, dacă voi avea vreodată ocazia în viața asta să facem în București lucrurile să semene cu ce am văzut eu prin vest, n-am să ratez acea ocazie. N-am să o ratez. Vă invit cu mare drag să veniți în sectorul 3, de la Bulevardul Unirii până la orice bulevard vreți dumneavoastră. Eu nu zic că arată fix ca la Paris, dar în anumite zone, credeți-mă că avem anumite nuanțe care arată mult mai bine. De exemplu, suntem mult mai verde decât Parisul. Anumite zone arată mai bine în sectorul 3 decât multe zone din Paris. Și vă spun din perspectiva unui om care a stat 2 ani de zile la Paris. Știu Parisul bine, adică eu mă descurc în Paris astăzi, fără hartă. Deci micul Paris tinde spre marele Paris. București este și trebuie să rămână București. Nu vreau și-a să venit fim această nici ocazie. Mic, nici mare, nici mediu. Nu, trebuie să fim București cu, cu parfumul nostru, cu cultura noastră. Cultură. Am zis cultură, nu altceva. Cu cultura noastră să... De ce trebuie să fim o copie a cuiva? Noi trebuie să... Evident că ne inspirăm din sisteme. Credeți-mă că de când sunt la primărie, deja prietenii mei s-au obișnuit, când plec din București, indiferent unde aș merge, mă uit la sistemele de aspersie, cum arată spațiile verzi, ce tipuri de vegetație, ce tipuri de pavaje, cum au îmbinat carosabilul cu zona pietonală, cum tratează parcările, cum tratează copacii, cum tratează... Deci mă uit la tot felul de soluții pentru că vreau să învăț. De ce credeți că v-au votat și a doua oară cetățenii sectorului 3? Am speranța că au apreciat ce am făcut în primul mandat și de aceea mi-au mai dat ocazia să mai rămân un mandat și să fac treabă. Și privind în spate și spunând totuși niște cifre care sunt, trebuie să fie relevante, altfel devenim așa, e o, cum să spun, foarte spuneți narrativ. Spuneți-ne cifre. Cifre. Mai mult de un proiect pe zi în cei 8 ani de zile de mandat am realizat, am inaugurat, am recepționat mai mult de un proiect semnificativ pe zi. Și ce înseamnă un proiect semnificativ? Înseamnă un bloc reabilitat, o stradă reabilitată, o școală extinsă sau reabilitată, o grădiniță construită nouă sau o creșă sau o extindere de creșă sau o creșă reabilitată sau consolidată. Credeți-mă că avem peste 2020, că tot suntem în anul 2020, peste 2020 de proiecte finalizate în cei 8 ani de mandat. Asta înseamnă mai mult de un proiect pe zi și aici ne referim la zile lucrătoare. Nu includem și sâmbătă-duminică. Cum veți rezolva problema cu grădinițele? Că am înțeles că sunt mai mulți copii înscriși decât capacitatea grădinițelor de a-i primi și ați spus că până la 1 noiembrie se va realiza chestia asta. Da. Noi am început deja de anul trecut construcția a 10 grădinițe cu creșă. Da? Deci grădinițe... Ce se întâmplă? Creșa, copiii până în 2 ani de zile nu pot să nu pot activa la etaj. Trebuie să-i ții la parter. Și atunci, pentru că am vrut să facem economie de spațiu, să facem P+1, P+2 în general, am făcut și creșă și grădiniță. Adică la parter avem creșă, la etajul 1 și 2 avem grădiniță. Adică atunci când împlinesc copiii 2 ani de zile, au trecut deja spre anul al treilea, au pornit pe 3 ani, deja pot activa la etajele superioare. Și așa ne-am și organizat,
pentru că ne dorim să luăm copilul de la un an, chiar până într-un an, și îl luăm la creșă și grădiniță în același loc. Dacă tot s-a obișnuit cu personalul, tot s-a obișnuit cu instituția, acea instituție de învățământ, îl ducem în foarte multe, în anumite situații avem inclusiv cu școală, cum e la 88. Avem creșă, grădiniță, școală primar și gimnazial. Adică de la un an sau chiar mai puțin de un an până la 14 ani să stea în același loc. Care crezi că este cea mai mare realizare a dumneavoastră în mandatul al doilea? În mandatul al doilea, parcarea de la Decebal. Deci, un proiect cu adevărat complex, cu adevărat greu. Adică acolo a fost nevoie, da, în ultimii 2 ani de zile nu m-am luat concediu, rar am plecat chiar și în weekend și în fiecare dimineață